Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Azi vă voi arăta cum îmbraci un tort în ganaș de ciocolată neagră. Pentru început o să pregătim ganajul de ciocolată. Avem nevoie de 250 de grame de ciocolată cu 56% cacao și 250 de grame de frișcă naturală. Adăugăm jumătate din compoziție și încercăm să-l nivelăm uniform, să acoperim tot tortul. Vă recomand să dați tot surplusul deasupra, să nu rămână un strat foarte gros, să fie unul foarte subțire, pentru că la sfârșit o să adăugăm o glazură de ciocolată și nu este ok să fie prea multă ciocolată pe tort. Nivelăm cu o paletă și luăm tot surplusul. Prima dată o să-i dăm un strat de ganaj cât mai subțire. După o să dăm la frigider pentru 30-40 de minute, depinde cât aveți frigiderul temperatura. Eu îl bag la 2 grade, am frigiderul. Las undeva la 30 de minute. După ce ați întins foarte bine ciocolata, încercați să luați tot surplusul. Și să încercați să întindeți foarte drept, să nu rămână pe partea de jos mai stratul foarte gros de ciocolată, să fie uniform, sus și jos să fie la fel, ca să-i dați un aspect frumos. După ce am terminat de finisat, îl dăm la frigider pentru 30 de minute și după ce trec cele 30 de minute, îl scoatem și îl punem pe suport. Așa ar trebui să arate după ce a stat la frigider. Începe să adăugăm ganajul. Să încercați să-l nivelați cât mai drept. Și să aveți grijă partea de jos să nu rămână groasă, să fie uniform. Și sus și jos să fie la fel. Și să încercați să vă mișcați cât mai repede, pentru că el, dacă stă la frigider, el este rece și se întărește foarte repede. După ce terminăm de nivelat tortul, luăm tot surplusul de deasupra, ștergem suportul de tort cu o lavetă și o să dăm la frigider pentru 30 de minute, timp în care o să pregătim glazura. Eu am făcut glazura din ce a rămas din ganaj, am adăugat frișcă fierbinte, câte puțin, până se omogenizează foarte bine și devine cât mai fluidă. O să vă atașez în descriere și rețeta la glazura de ciocolată dacă nu știți, pentru că există riscul, în cazul în care siropați torturile foarte mult, când întindeți, există riscul să vi se scurgă puțin sirop și s-ar putea să vi se taie când o să procedați cum procedez eu. Dar pentru că eu nu siropez torturile foarte mult, la mine nu a căzut nici blat, nici cremă, nici sirop și a fost ciocolata foarte curată. După ce am adăugat frișcă cât a fost nevoie să devină foarte fluidă, o stricurăm. După cum vedeți, eu nu am nimic în stricurătoare. După ce am stricurat, e foarte curată ciocolata.
într-un poș de plastic. Asta în cazul în care vă rămâne. Mie mi-a rămas și am zis că în loc să fac altă glazură, de ce să nu o folosesc pe aceasta? Pentru că este curată. Dar în cazul în care nu vă rămâne, puteți să faceți rețeta de glazură. O să vi-o las în descriere. Scoatem tortul la frigider și începem să adăugăm glazura din mijloc spre lateral. Vă recomand când aveți tortul de glazurat să folosiți poșurile de plastic, sunt mult mai bune și puteți să adăugați glazura cât mai uniform. Vă recomand când adăugați glazura pe torturi să le țineți la o temperatură de 5 grade, să fie frigiderul la 5 grade dat temperatura, pentru că dacă este mai mică de 5 grade, gen 2 grade, face condens când îl scoateți afară să-l decurați, el face condens și face niște bule foarte micuțe și nu e ok. După ce am adăugat glazura, dăm tortul la frigider pentru 20-30 de minute, timp în care pregătim decorul, ce avem nevoie. Scoatem tortul de la frigider și începem să-l decorăm cu ce dorește fiecare. Eu am avut un decor cu ciocolată și cu o sticluță de whisky. Puteți să decorați cu fructe, cu ce doriți. Cu ce aveți prin casă, dacă îl faceți pentru dumneavoastră și nu pentru clienți, cum l-am făcut eu. Așa arată tortul meu de astăzi. Sper să vă ajute acest video și în cazul în care aveți ceva nelămuriri, îmi puteți scrie în comentarii și vă răspund cu drag. Îmi cer scuze că nu reușesc să postez atât de des pe cât mi-aș dori. Acum am fost foarte răcită și abia astăzi am reușit să pun vocea pe acest video. Sper că în viitor să am mai mult timp, pentru că vine vacanța și nu o să fiu atât de ocupată. Cât am fost lunile astea, am fost foarte ocupată și nu am reușit să postez nici măcar în fiecare săptămână câte un video. Dar să sperăm că în viitor o să am timp mai mult și sper să am timp să editez și să postez. O zi bună vă doresc și ne revedem la următorul video. La revedere!